Salutare și bine v-am regăsit la un nou video de aici, dintre păsări. Gugurei, cocoșei, ia uitați cum stau aici la umbră, de acum încep să cânte, ia uitați cât de mari și de frumoși, dar tot am mai rărit dintre ei că nu se mai poate. Deja sunt, cred că, ajuns la maturitate și din 30 de bucăți nu a fost măcar o puică, toți sunt cocoși. Așa că soarta lor îi la ceaun, pieftie, tocăniță, friptură. Costelușă, care-i treaba cu voi? Hă? Ei, și cu tine? Trebuie să fac țarc și să-i duc și pe ăștia de aici, că ia uitați cât au crescut. Merg pe 4 luni. Acum și pe 12 luna viitoare au 4 luni și cred că, ia uite, uite-l ăsta, ia uite, e cât mini de-acu, ia uite cât ești tu de mare, ia uite cât ești tu de mare, ia uitați, bă, Costelani, care să-l deranjez eu acum, bă, la care vi s-o urât cu viața, a? Care sunteți supărați? No, că mi-e greu să fac treburi de astea. A, gata, gata, uite, unul deja l-a mitit el. Unul deja l-a articuliat și gata. Ei, de mine și jigosul a fost aici, aici nu a făcut bai de când s-a născut, așa-i? S-a scăldat în pământ. S-a scăldat în pământ, da? Ești curios să vedem, să-l punem pe cântar, să vedem cât o a avut. Cât are. Cât o a avut, cât mai are. Dă-i și freacă-l, vine, îi dai cu șampon? Da. Bun. Ia să vedem, doamnă, ce am crescut noi aici, zero, ia să vedem. Ai pus acolo animalul, 5,4 kg cu tot cu ligheană. Are vreo 150-200 grame ligheană, să zic așa. Ce vreți să facem de aici, din cocoșanul ăsta? Tocăniță? Piftie? Iasă și friptură, iasă și ciorbă, iasă de tătii? Hă? După ce am spălat-o bine, acum îi facem sortare pe căprării. O să punem aici, pentru piftie. Piftie sau răcitură? Răcitură, cum vrei tu să-i spui? Așa, ca la noi, la Moldova. Aoleu, și vai de mine. E galben, s-o îngălbini puiul, vezi? De la atâta porumb. Aici o să rămână? Pentru ciorbă. Ciorbă. Aici o să fie pentru tocăniță. Mamă, păi da, dintr-un pui dintre ăsta, dacă rămâne, o rămas peste 5 kg de carne, mănânci o săptămână, faci toate felurile de mâncare și mai rămâne și pe săptămâna viitoare. Ia, ce-o ieșit de frumos grăsime acolo, galben deasupra, aici la piftie, clocot peste clocot. Aici am pregătit o cratiță cu un pic de ulei și am aici bucătarul iscusit. Ia uitați aici ce-i face la piept. Ce-i face la piept? Că m-au trimis după ardei. Duc ardei de aici, te iuți? No. Ia uitați-ți cât de frumoși ăștia.
Ăștia sioțe-s superiuți ăștia. Trebuie să aduc capia, trebuie să aduc roșii pentru tocănița de cu piept de pui. Ia să văd, eu să iau de aici roșii. Să le iau pe astea de aici sau mă duc dincolo. Da, le las mai coacă este. Astea le las mai coacă. Ia uitați aici cum stau castraviețe. Am strâns, am pus la murat să avem pentru toată iarna. Da, da, să o fac mereu. Cald, ia uitați aici cum stau ea. Ia uitați cum stau aici. Crastaviețe, crastavieții măi băiete. Da, cresc aici atârnați, spânzurați în sus. Ia să mă duc eu dincolo să văd, să iau roșii și ardei. Mi-am luat coș și am venit să iau roșii, ardei, ceapă, nu, că e acasă dusă dincolo. Ia să văd eu aici dacă funcționează aspersorul ăla la lucernă. Eu te mai văd și castraveți pe aici. Am strâns eu ieri, dar cred că am mai uitat. Niște castraveți mai mari. Ia să văd eu. Ia să iau eu când bătrânesc și nu cresc alții tineri. Oi, Doamne, ia să văd eu. Reușesc eu pe aici, unde ești? Unde ești, mă? Băi, Dolofanule, unde te-am pierdut? Da, o să vezi. Dar păi clar, de ce e? Că nu l-am văzut tot din cauza asta și atunci, cred că. Deci nu, că trebuie să mă duc chiar în poziție și că nu-l mai văd. Aici e Dolofanul, uite-l. Aha. Așa, și parcă mai văzut să-mi iau vreo unul. Ia să mai văd eu pe aici. Așa, ia să vedem noi niște roșii pentru tocăniță. Pentru tocăniță. Ia să o iau pe asta. Ai bun asta. Ai leu. Așa. Să văd eu unde mai găsesc eu pe aici. Mai văd eu pe aici unde mai găsesc eu. Așa. Ia să văd eu să iau și pe aici. Una. Două. Așa. Opa, că aici e moale. Ia să văd eu și ardei. Ardei. Opa, uite aici ce frumoasă astea. Ce frumoasă sunt astea de aici. Hai să mai fac și o salată ceva. Mai trebuie oare? Hai să mai iau una. Uite așa. Așa, ia să văd eu ardei. Mamă, să iau pepeni, nu iau pepeni. Ia uitați ce frumos cresc ea. Ce frumos cresc ea. Așa, ha? Aici și un ardei. Aha, uite cum s-a îmbârligat aici. Doamne, și aici. Ia uite cât sunt acolo. Ia să le iau pe ăsta roș. Ia să le iau pe ăsta roș de acolo. Aha, așa. Ia să văd mai este vreo unul. Aici și vineti. Nu. Hai, mai este aici. Aici mai este un ardei. Așa. Ha, să iau și vreo unul. Mamă, dar și frumoșă să știi aici. Și frumoșă să... Uite, și ăla văd că acolo sunt galbine, nu știu de ce. Așa. Ia să mai văd eu. Nu prea le merge la ardei, nu știu care trebuie. Cred că e temperatura prea mare. Uite aici, vinetele stropite, tăti, cum a fost, o mers instalația de irigare. Ia să vedem noi acolo, ce se întâmplă. Apa, așa. A, lucrează. Da, frumos. A, păi dacă nu udam, era uscată lucerna aici. Era uscată. Ia să vedem noi. Da. A, ce frumos. Aruncă apa. Cred că trebuie un pic mai încolo, mai în stânga. A, că văd eu care-i treaba. Cum stau lucrurile. Ia să văd și faci varza. Varza pusă. Uite, fluturi pe aici frumos. Uite, și aici și frumos stau fluturi. Uite, și o șeapă a rămas cu capul în sus. Îi vai de capul. Astea trebuiau rupte, frunzele astea. Dar au fost târziu, au fost noapte. Atunci, și să mai... Da, fluturi, uite, și frumos. Uite cum stau acolo. Nu? Aș călca pe aici, dar... Să mă duc acolo, dar... Îi moale. Și bat tot. Ia, ia ce frumos e.
Ia uite dansul fluturilor, ia. Da, mi-a dat și frumos, ia. Ia. O să-mi țâc că este varză. O să-mi țâc că este varză. Aici sunt cartofii. Au și o treabă, e verde ca buraticul, ia uitați, înfloresc mereu, o duc bine aici. Aici, barabulile mele, ia uite și hrean, da, acuș mâncăm și porumb, ia să mă duc eu că se prăjește carne și acolo pieptul ăla și trebuie să pregătim roșiile, ardei, da, ia să văd de pe aici pe unii calc, uhu, uite-l ăsta cât e de frumos, ia. Ia uitați-l ăsta cât e de frumos aici, domnule, ia, uite ce frumos, ia. Mai sunt, dar mă grăbesc, ia să vedem, ia să vedem, nu mai este, mai e vreo roșie ceva. Uite aici mai este una frumoasă tare, asta e frumoasă tare, așa, uite așa, pune acolo mieiță, hai, să le mărești o gulie, dar parcă mai era, uitați-l aici, cât e de frumoasă, ia. Și a pus să facă tot felul de oleu, să fie cât e de mare. Au, cât e de mare asta. Și a pus să facă tot felul de musculiță, dacă ele nu stropite, cam își fac de cap insectele. Nu? Morcovete, măi băieți, iese, văd eu, iese vreo bucată de morcovete aici, o bucată, auzi. Ia să scoate. E bun și asta. Ia să vedem. Da, sunt micuț, trebuie să-i mai lăs, mai crească. Da, mai lăs, mai crească. Ia să fug eu răb de acasă, că se luminește carnea și atâta îmi trebuie. Da. Aha, uite, la mai văd și un castravet. Așa, așa. Ia să-l uște ăsta. Ei bun. Ceapă trebuie. Uite, și aici încă unul. Da, mieți, tot mai pleacă acasă. Tot îi uiți cu ochii să iei, tot să iei, tot să iei. Am luat și câteva cepi. Care am scos-o acum câteva zile în urmă, ca străveții ăștia să-i dau un pic deoparte, să spăl tot și să văd, ia să văd aici. Uai, Doamne, uai, ai, ai, uai, ai, 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 să văd. Hai, dar ce frumos o rumenit. Hai, Doamne, o bunătate, Doamne, dar și miros. Hai, Doamne, o bunătate, o bunătate, și tocănițul o să iasă. Aici se lucrează, ceapa deja se curăță, urmează restul ingredientelor. Ia să vedem ce face piștia. Uhuhu! Mamă! Așa, așa arată, super, super! Tăiem așa un pic mai mare, pentru că oricum o să se fiarbă aici, de o să se facă una cu pământul, una cu puiul. Ia uitați ce frumos o rumenit aici pieptul. Acum îi punem un pic de bombiță la piept. Un pieptar de ceapă. Ardeiul ca pe l-am copt, l-am jupuit de pieriță, că dacă îl tai cu buleță și îl pui în tocăniță, o să găsești pierițele alea printre dinți, printre măsiele. Așa că copt altfel o să fie. Mai dulce așa. Da, roșiile tot la fel, cred că o să le opărim un pic, să le jupuiem și pe alea. Hai, Doamne, ce nebunie aici, în cratiță. Ce nebunie! Ia să vedem acolo, să amestecăm un pic, să vedem cam și ce o să iasă. Și roșii. Dar ce faceți, doamna? O inginerie? Da.
Dă-le acolo drumul. Dă-le alea că drumul acolo. Nu le lăsăm mult. Să nu mai înfierbântăm altă apă. Prindu-și el gust aici de pui. Că doar pui aici, pui dincolo, tot pui. Dacă pui, pui. Mai pui și altceva? E gata? S-a opărit? Să ia coaja de acum de piele? După ce le-am opărit un pic, le jupuiem. Încercam să le... Ia, ce frumos, ce frumos să cojesc. Și vorbim, domnule, inginerii. Păi, da, altfel găsești perița acolo. Păi, asta-i, doamnă, cum adică ea? Ia uitați ce frumos ea. Altă viață, tată, despre ce vorbim aici. Și eu cât m-am chinuit eu să fie ele, să fie intacte, să nu știu ce, acolo dai pielea jos. Păi, da. Nici nu sunt uniforme, văd că mai... Da, păi, dar astea nu-s de alea de supermarket crescute pe substrat de vată și cu îngrășământ chimic. Astea-s crescute la Mihaiță, la țară, pe malul Iazului. Astea-s roșii pe malul Iazului. Da. Aoleu, să vai de mine, ce mâncărică. Păi, pentru mine. Nebunie, nebunie o să fie pe cerul gurii. Ia uite, domnule, eu m-am chinuit să-l cresc și acum tu mi-l tai tot usturoiul. Pune și un pic de usturoi aici, în tocăniță, să dea gust bun. Cât avem, o să punem. Cât nu o să mai avem, apelăm la surse externe. Ia, deja o căpăta culoare, gust, miros. Tot ce trebuie. Punem și un pic de piper, un pic de sare, tot ce trebuie aici ca să iasă pe gustul nostru. Și mai, după ce mai scade un pic, o să mai adăugăm, o să mai, de luat nu mai putem lua, da? Oricum, fiecare după gustul lui. Condimente, sare și piper. Să desprinde carnea de pe oase. Ia să vedem aici cum s-o și s-o întâmpla. Ai, doamne, s-o sfrânduri, tătă. S-o zdrelit. Doamne, doamne. Se desface. Se desface. Da. Deci eu nu pot să mă mai gândesc ce o să fac când o să fie deja coagulate răceturile. Dar cum arată? Și dincolo ia să vedem. Ia să vedem și dincoace ce se întâmplă aici. Ce se întâmplă? Să lucrează la două aparate. Cum e aici? Tocănița. Trebuie să mai las să mai scurg un pic apa, să se mai evapore, să mai, cum să zice, să mai... Cadă. Să mai scadă un pic, da. Curcubeu pe cerul gurii. Am oprit aici focul la piftii răcetură, cum vreți să-i ziceți. Am oprit focul și la tocăniță. Lăsăm să se răcească până ce o să facem o măleguță și o să o degustăm, o să o mâncăm. Și în timpul ăsta o să trebuiască să mă duc să cosesc, să toc și să dau mâncare la struți și apoi pe seară să servim o cină așa copioasă.
să vedem ce facem noi aici, când e conectat aspersorul ăla, pentru că mă încurc aici la coasăt. Hai, bă, miniță, ce faci tu? E căldură mare, monșer. Jale mare, jale. Nu știu ce o-mi face, o scacat părăile tate. În iaz, ia-ți de-o. Ia, ia, s-o muieta așa la, începe aici, ia, 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 să duci acolo. Ia, începe și așa la. N-am iarde dacă n-are presiune. Nu, ia să mă aduc eu de acolo, să-l pun undeva aici, că aici e uscat. Mă, că nu-i, aici e ud, dar acolo nu. Nimic n-are. Pasă. Văd eu dacă pot eu să-l pun ăsta așa. Așa. Ia să vedem ce facem aici. Să-l deschid pe ăsta, să-l închid pe ăla. Dar cum fug eu acolo? Ia să vedeți acolo. Ia, ia, ia că scot de presiunea. Ia, ia că bag, ia. Ia cum fug eu acolo. Uite, uite, o leacă să nu cu. Ia să vedem până unde se duce. Ajunge până aici. Ia, ia ajunge la mașină. Ia fii atent până cu tine. Asta bagă puternic, tata. Ia. Mă, mă, ia, eu stai aici, ia. 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 Vă-leu. Ia. Hai să uite o leacă să cer. Ia să. Vai, doar. Am pierdut tâșpucul ăla de la el. Ce-ai făcut mie aici? Acasă, du-te și toacă, nu-ți iarna, ai înțeles, nu? Du-te și toacă și după aceea te duci și dai mâncare la struț, ai înțeles, nu? Băle, e greu, nu poți să urci mașina cu mine. Du-te, tata, du-te.
Atâta ori rămas din toată lucerna ce e, e ca atât, 2-3 lădiță, dar e suficient pentru că e acum e compostat aici. Așa, ia să-i dăm și lăsăm pentru gugurei. Ia mă, nu vă place? Ha, ia de mână la mine. Așa, hai, costelușă, bă gugurei, hai veniți încoace. Hai, tu vrei mănușa, ia, ei poftim ea. Deci nu ți interesează lucerna, pe tine ți doare mănușa. Băi, ești și tu obraznic. Băi, ești și tu obraznic. Ia, vreți aici? Băi, mănuș, nu aveți voi treabă cu... Ia să-i dea mai. Așa. Dăm câte să le lăs și-l mână aici. Să ducem și la cei mari la lipoveni. Așa. Imediat că ne așteaptă răciturile și cu tocănița. Rapid, 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 rapid. Așa, tu știam pe de aici. Am șoferiță și îmi pasă. Problemă mare și cu filmatul, să supraîncălzesc toate aparatele. Se supraîncălzește și mașină, și motor, și tot. Am lăsat niște lucerni aici, care nu am tocat-o pentru iepuraș. Și am aici 3 lădițe pentru copiii aia, bugurei și amari. Se usuc cu tot, se usuc cu tot. Ia uitați cum arată porumbul aici. Nu știu dacă o să mai mănânci struță grăunțe din porumb de anul ăsta. Cel puțin de aici la noi din zonă. Și alunii, uitați-i cum se pârlesc, cu toate că le dau apă, dar efectiv se pârlesc. Sunt temperaturi îngrozitor de mari, cred că nu le pot suporta ei și atunci se formează un efect de seră, cum e și cu porumbul și cu tot. Da, ia, cât e aici de pârjolii, de pârlit. Uite, și ăsta i-a rămas alunile, nu știu, apă la rădăcină au, dar probabil că e temperatura prea mare și... Nu o suportă. Copilaș! Vă mai zic copii până când faceți primele ouă!
Da, mai aproape, mai aproape un pic ca să pot să le dau direct din benă. Mai aproape, mai aproape. Mai stânga. Opa, opa, aici la umbra nucului bătrân. Ei, copii! Dar ce faceți? Dar ce faceți, gugurei? He? Care-i treaba? Da, ce faceți voi? A, uite, tu ai tras pe nas, mă. Bă, cum au tras o pană pe nas? Vin încoași la mine. Vin încoași să scot pana și ei din nas. Băi, gugurel, vin încoași la mine. Băi, dă-te încoași, dă nasul încoași, hai. Uite cum o tras pana pe nas, ia. Ia, dă-te încoași, hai, dă-o leacă nasul încoași, dă-o leacă încoași. Vin încoași, mă. Eu cum se uită la mine? Ia, dă încoași o leacă. Hai, dă să-ți trag pana și ei. Hai, dă încoași. Ia, aha, cât am scos-o de acolo. Așa, hai, dă-o afară, așa, bravo, gata, am scos-o. Hai să vă dau niște luciarne. Uite și v-o adus mie aici, ia. Ia, hai să-l iau. Așa, tata, ia. Luciarnă proaspătă, hai. Na, ia și tu, hai, poftim. Hai. Dau și bag aici, ia. Hai, e bună? E bună. A, vă place? Vă place, nu? Hai, mâncați de aici. Cum e? Așa. Mamă, dar mă stu... Stai că-ți vă răstor jos. Hai, e de aici. Așa, hai. Hai, e de aici. Hai, gugurel. Așa, așa, tata, așa. Hai că vă dăm iaiță, vă dă cu mânuța așa, hai. Hai, ieși tu, hai, hai, ia de aici. Așa. Aoleu, dar nu de aici tu-mi iau, mă. De lucernă. Hai, ieși tu. Hai. Așa. Bă, eu și bag acolo. Bă, tinești, bă. Doamne, maica, doamne, hai. Dar nu de deget. E, tu ca ui urmărești degetul, dar cum să nu? Așa, lucernă, nu, hai, gata, hai, gata, am terminat cu doar. Eu am timp de voi, nu mă gândesc la piftii, mă gândesc la tocăniță. Aleu, ia să mă duc jos. Ia, hai, așa. Gata, s-a servit salata. Nu-i prea bună, ea așa verde, dar n-ar nimic, ăștia sunt învățați. Trebuie lăsat o leacă să o blojească. Da, cu căldurile este imediat să... Băi, gugurei! Băi, ce faci tu, băi? Băi, mititelele, băi, tăi o leacă, băi, tăi o leacă, băi. Tăi, stai, tăi, 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 tăi. Hai că v-am adus ceva bun. Ia. Ia uite ce v-am adus. Ia. Ia să ia. Ia, ia. Hai. Vă place? Masă verde. Așa. Pădechele. Așa. Ia. Se vedea mai pe ăștia. 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 Ia jaha. Ia. Uite, arunci în pod aici mâncarea care nu o mâncați, ia. Deci vă fac curat de acum. Gata. Ne vedem mâine.
Suntem oaspe, soarea, soarele. Dar nu vă pot da mult. Pentru voame este, uite așa e. Uite așa e. Uite așa e. A dus apă proaspătă. Da, întâi să vă le pui la iepuraș în sticlă. Întâi să le pui la iepuraș în sticlă.
Potrivim de sare și pipier. Am pus și usturoi. A spus usturoi aici, doamnă? Da. Așa. O decorticat toate oasele, toți creveți ăștia de pui, toți creveți ăștia de pui, în afară de creastă și de o gheară dintre asta, ca să nu-i zic labă. Da, astea sunt specialitățile mele, din coace o aripioară așa, în restul rămas doar așa, zdrele. Potrivim aici compoziția, turnăm peste, punem la rece, nu zici nimic, doamnă? Nu. Și a venit momentul. Punem zeama, o împărțim frumos în toate recipientele astea, bolburi, castroane, castroanele și alte lingurele. Ei, doamne, culoarea asta e mortală. Cam asta este pieptia răcitură, ca la Mihaiță și Camelica, la Moldovica. Să vedem cum este tocănița. Hai, doamne, te rog frumos, hai mai repede, că am o foame de nu mai văd, nu văd bine nici farfuria, nici tigaia, nici nimica. Mamă, cum arată. Punem porții dublă, te rog frumos. Mamă Liga. Punem porții dublă, te rog frumos. Pun alături. Lasă cum eu, mamă Liga. Cam asta este și tocănița. Vă las, gata, vă părăsesc, pentru că vă dați seama de ce, nu? Pentru că nu mai pot. Mulțumim pentru atenție, dacă vă plac rețetele noastre, le puteți face, vă urăm poftă bună. Acum, mămăliga mă așteaptă, tocănița mă așteaptă, piftia, răcitura trebuie să stea un pic la rece, aia doar dimineață. Încă o dată, mulțumesc pentru atenție, la revedere, să ne vedem cu bine, pa, pa!